Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Școala Gorjeană. Avem astă seară un subiect legat de o școală gimnazială, una dintre cele mai importante din județul Gorj. O să vedeți cel puțin din perspectiva rezultatelor. Gândiți-vă cum ar fi ca, să zicem așa, ca în jumătate din elevii unei școli să vină într-un an de zile cu rezultate, cu premii, la un concurs, indiferent de care, dar un concurs școlar, un concurs care să fie recunoscut de Ministerul Educației. Cred că cu asta v-am făcut curioși. Este vorba de Școala Gimnazială Novaci. Avem plăcerea ca în studio să fie doamna directoare, cunoscută de către toți ca Anușa Basarabă. Da. Bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Și poate ne explicați totuși cum se face că atât de multe premii a strâns în tolbă doar într-un an. De regulă, în ultimii ani, foarte multe premii la diverse concursuri, competiții, chiar la sfârșitul săptămânii, și o să vorbim mai târziu, ați venit cu premii la concursuri din, deci regionale, oricum din afara județului. Orașul Novaci este un oraș cu tradiție în domeniul cultural și în ceea ce privește învățătura. Școala din Novaci a fost întotdeauna renumită în zonă de foarte mult timp. Am învățat la această școală, am fost printre premianții școlii și colegii mei au fost olimpici și mergeam împreună la concursuri și am încercat să păstrăm această tradiție. Suntem și foarte mulți novăceni care predăm în această școală și încercăm să-i dăm școlii imaginea unei adevărate școli, unde se muncește, unde copilul este în siguranță, unde părinții vin cu drag și discută cu noi, fără rețineri, o școală în care se face totul într-o colaborare deplină. Părinți, copii, comunitate locală. Pentru că nu pot să nu spun că avem aceste aturi și avem alături de noi cele de câteva obști care ne sunt alături trup și suflet. Găsim sprijin la ei, deci comunitatea novăceană este, cred eu, din ceea ce știu și eu, o altfel de comunitate decât multe din acest județ sau poate o altfel de comunitate, cum puține sunt în țară. Da, cred că din acest punct de vedere telespectatorii s-au putut convinge. Am avut, să zicem, în ultimii luni, chiar în ultimii ani, amănunte despre diverse, de un concursul numit Micu Popescu sau altele, în care obștile s-au implicat, da. Sau obști, cea mai mare dintre ele, s-a implicat și vorbeam atunci și despre faptul că aceste obști promovează în general învățământul novăcean, da. Îl premiază când este cazul, da. Și asta înseamnă foarte mult. Pentru că de școala gimnazială de la Novaci am vorbit mai puțin, chiar dacă, din câte știu eu, există și o aniversare, să spunem așa, frumoasă, da. În această perioadă. Ce ne puteți spune despre istoricul acestei școli? Așa, o trecere în revistă, să-și facă telespectatorii o idee, cei care nu sunt din Novaci de data aceasta. O școală veche. Localul în care lucrăm acum a fost dat în folosință în anul 1934. De fapt, chiar probabil astăzi ați auzit că se va construi o nouă școală în Novaci, pentru că acel local este într-o stare avansată de degradare. Da. Dar noi am îngrijit școala și o păstrăm cu sfințenie. Cândva acolo a fost o școală de meserii. După aceea, în ceea ce privește tradiția la noi, în general, școala din Novaci a avut foarte bun profesor de matematică, de educație fizică, de limba română. Sunt cele trei puncte forte ale școlii gimnaziale Novaci. Deci, le mai repetăm? Matematică, limba română și educație fizică. Da, interesant. Matematica și româna e pe undeva normal să fie, și pentru că sunt biologia. Sunt materii de examen, au fost și vor fi totdeauna. În schimb, e foarte interesant că aveți și educația fizică și biologia, iată. Da. La educație fizică a fost domnul profesor Popica Dumitru. Datorită dumnealui, sportul Novaci a luat, așa, a prins aripi, iar copiii, foștii elevi, foarte bine pregătiți. Tradiție, vorbim de, întotdeauna novăcenii au avut, și acum avem rezultate bune. Și avem echipă de handbal, merg copiii la tetratlon, mai nou ne-am lăsat în alpinism și alergare montană în colaborare cu un club de la Baia de Fier, cu domnul Chiriac, cu care colaborăm foarte frumos, echipa întreagă de profesori.
de la școală. Vorbesc mai mult, ar trebui să vorbesc despre matematică și limba română și biologie. La biologie am avut-o pe doamna profesor Popescu Rodica. O profesoară, un nume cunoscut și telespectatorilor noștri chiar. Excepțional dascăl. Despre care nu pot să spun decât cuvinte, să aduc cuvinte de laudă, este diriginta unei dintre fetele mele și pentru care are o stimă deosebită. La biologie, culmea este că în acest an am avut și rezultate deosebite. Am avut o mențiune la județeană, la un concurs tot pe teme de biologie, un copil a fost, a luat locul întâi pe județ și a trecut, a plecat la faza națională, a luat locul 12 pe țară. Destul de bine. Noi am fost foarte mulțumiți, iar sanitarii priceput locul întâi pe zonă, tot datorită doamnei profesoare tânără, nu venită în școala noastră, dar cu mult suflet a luat locul întâi pe județ. Da, interesante aceste rezultate, ar fi bine să trecem puțin în revistă și mă refeream și la faptul că la sfârșitul săptămânii trecute ați avut o competiție folclorică foarte importantă. Frumos. Și aș vrea să-mi descrieți puțin acel concurs. Mărturisesc că eu am aflat descrierea aceasta astăzi și m-ați lăsat puțin apropo de organizare și poate ar învăța puțin și cei care organizează concursul folclorice pe la Târgu Jiu, apropo de organizare, că mi se pare destul de interesant și în același timp extrem de exigentă această competiție. Da. O școală gimnazială din Corabia, școala cred că numărul 10, a organizat la Corabia. Am fost chemați de mai mult timp. Avem un ansamblu folcloric, trebuie să spunem, la școală, pe care îl conduc. Cu acești copii mă întâlnesc în fiecare duminică, voluntar, fără bani, fără vin de plăcere. 2 ore dansăm, de la ora 11 la 1, fiecare duminică. Am primit și sprijinul unui băiat de la Casa de Cultură. Colaborăm cu directorul Casei de Cultură pentru anumite dansuri. Dar datorită educației din liceu pedagogic din Craiova, reușesc să învăț pe copii din toate zonele folclorice. De data aceasta, la Corabie, am fost cu dansuri ciobănești, cu măruntă, ca la novaci. Da, și am luat locul întâi și surpriză și trofeul concursului. Trofeul, da, și avem soliști la ora actuală foarte buni. O fată cu locul întâi la clasele a 7-a, 8-a, pentru că a fost organizat pe clase, categorii de vârstă. Un premiu 2 la aceeași categorie, la clasa pregătitoare, un premiu 2 și la învățământ primar 3-4, un alt premiu 2. Organizarea. Da. Nemaipomenită organizare. Am început de la ora 8:30, au terminat seara la 91 de formații de dansuri. Mai dansuri și 125 de soliști. Un juriu nemaipomenit care să stea fără masă, fără nimic, era soare, le-au adus corturi până la urmă, dar notarea, foarte interesant, am fost la multe festivaluri, dar așa ceva chiar nu am văzut, o atât de bună organizare. Juriu, notele, atunci pe loc. Notele, informaticianul totaliza punctajul și așa mai departe. Doamna inspectoare de la Olt ștampila pe diplome la final, premierea s-a făcut pe scenă. Timpul de concurs nu s-a admis. A întârziat, deci, 5 minute echipa de dansuri, 3 minute solistul. A trecut timpul, s-a întrerupt spectacolul, i-a ieșit din scenă, s-a întrerupt muzica. Și noi am pățit, dar s-a întrerupt exact pe final. Da. Nu, foarte interesantă organizarea, da? Și mai ales când e vorba de un efort de acesta foarte mare, 91 de formații sau ceva de acest gen, dacă nu există o asemenea organizare, și de ce spuneam acest lucru? Că noi vorbim și aici la Gorj de foarte multe concursuri, festivaluri, cu mult mai puțini participanți, adică de ordinul zecilor, dar așa, 10-20. Da. Și ne lungim, în fine, avem de multe ori multe disfuncționalități. Iată că poate putem învăța de la cei de la Olt în această privință. Au fost formații de la Tulcea, deci cu Nuna Dunării s-a numit festivalul. Mehedin, deci de pe malul Dunării din toată țara, 91, foarte multe. Da. Foarte multe. Oricum, felicitările noastre pentru că era ultimul premiu, să zicem așa, ultimul concurs pe care l-am și văzut mediatizat pe Facebook, că de asta v-am și invitat astă seară, dar
Spuneam că dumneavoastră aveți foarte multe premii, foarte multe concursuri în diverse, în diverse domenii. Toate domeniile. Nu e vorba numai de folclor, nu e vorba numai de sport, cum am vorbit mai devreme, ci, cum spuneați, practic toate domeniile. Matematică și limba română. Deși... Și absolut tot. La toate disciplinele merg copiii noștri. Și mai nou, am încercat o nouă abordare față de anii trecuți, deci au fost eliminate acele concursuri fără, cu bani, total. Există la ora actuală atât de multe concursuri și părinții sunt atât de binevoitori. Ne-am axat foarte mult pe concursuri de creație în acest an. Avem un copil, care, un elev de clasa 7-a, Dumitrescu Cătălin, care a luat locul întâi pe județ la un concurs de la CJRAE, de organizat de CJRAE Gorj, și a reprezentat școala la Zalău, chiar tot sâmbătă, pe 11. Nu a venit cu rezultat, dar pentru noi același copil a luat un alt premiu 3, tot la creație, și apar poeziile într-un volum de versuri. Deja are un volum de versuri. Da, foarte interesant. O să rog colegii din regie să ne dea acele imagini. Dumneavoastră nu le-ați văzut, o să încercăm să le identificați pe ecran, dacă ne puteți spune. Pentru că asta a fost colaborarea noastră cu colegii dumneavoastră de data aceasta, deci dumneavoastră n-ați apucat să le vedeți ce ne-au dat acum. Dacă n-au dat bine, îi sancționați mâine. A fost o glumă, da. Nu. Da. Am colegi nemaipomeniți. Da, e o poză din clădirea școlii. Da, este holul... clădirii vechi. Cred că este o imagine de la cercul cu directori de școala Novaci, da, din acesta. O imagine foarte frumoasă. Așa vine de câțiva ani Moș Crăciun la Novaci, cu căruța. Sunteți cunoscuți pentru acest obicei, da, mediatizat Crăciun, la vremea aceea. An de an este tot mai poznaș. Da, aici la Cununa Dunării, la festivalul de sâmbătă trecută, de pe 11 iunie, Dansul Fetelor, aici am avut și dans de fete și dans de băieți cu prinții. Deci, iată, imaginele chiar de câteva zile, da? Da, teatru. La noi este tradiția, probabil știți, cu festivalul Sabin Popescu, da? Telespectatorii au mai putut vedea imagini de la festivalul Sabin Popescu, a fost chiar Sabin Popescu, fiul, aici în studio. Da, l-am văzut pe domnul Sabin. Îi mulțumim pentru modul în care se implică în asemenea activități. Am avut 12 formații. Dar, curios, că foarte frumoși au fost cei de la grădiniță. Aici tot de la cerc, cred că este imaginea. Aici avem un simpozion, este în sala de sport. Am avut peste 500 de lucrări expuse. Simpozionul de Paște, un simpozion național, cu expoziție de pictură. Foarte bun. Da. Uite, colegii au ales, știți, în școala altfel, am avut un concurs cu totul original, cu promovarea turismului, târgul de turism local. La acest târg de turism local au participat copiii. Inițial am crezut că nu vom avea participanți, dar am avut 29 de lucrări, filmulețe, Ziua Oierilor, acolo, realizate de copii. În care copiii se implică și la Ziua Oierilor. Și la Ziua Oierilor, da, formația noastră este permanent implicată în tot felul de activități la nivel local. Aici avem sportivii. De Ziua Educației am făcut cățărare urbană pe sala de sport. Interesant. Da, da. Aici avem un concurs pe teme de ecologie în sala de gimnastică. Aici cred că este ceva, o întâlnire cu poliția locală, este doamna de la reprezentanta poliției. Aici nu-mi dau seama ce au prezentat colegii. E solista noastră, fata care a luat loc întâi la festivalul de la Dumnezeu, Monica Ursu, și o altă expoziție de pictură. Avem un cerc în școală, fii creativ. Și niște lucruri grozav de frumoase realizăm acolo, la acest cerc. Aici suntem cu... Târgul, am avut, dacă dați imaginea, și de această imagine, am avut copii novăceni au talent. Sunt lucrări realizate de copii, ce ați văzut acolo. Diploma de la sanitarii pricepuți, da. Dar la copiii novăceni au talent a fost echipajul de la sanitari. S-au întrecut pe sine și ce ați văzut acolo. Deci locul 1 pe zonă. Foarte pe zonă și apoi pe județ. Da, foarte, da. Foarte da, aici cred că imaginea e de la județ. Da, avem niște copii foarte buni. Și de la expozițiile de pictură. E o tradiție la noi și avem o colaborare excepțională cu,
cu Școala Populară de Artă. Aici avem sărbătoarea absolventului. Mâine vă invităm la sărbătoarea absolventului de la școala gimnazială. E o tradiție, predarea cheii între generațiile de elevi. Cam acest lucru ni l-au dat colegii și o să încerc scuze că am reușit să intru în direct cu telefonul pornit. Deci el este de pornit totdeauna, dar pe silențios. Așa că de data asta am fac mea culpa. De regulă se mai întâmplă la câte un invitat, iată că se mai întâmplă și la realizator. M-au frapat aceste imagini, mărturisesc că colegii mei le-au văzut, eu n-am apucat să nici o să le văd. Aveți foarte multe lucruri pe care le faceți acolo și poate asta, din experiența dumneavoastră, ar putea să câștige, să învețe și alții. Și mă gândesc la faptul că școala gimnazială, în general, și pornind aici, poate chiar de la grădiniță sau în orice caz, că dumneavoastră aveți de la grădiniță, și probabil, grădiniță, da. Formează copilul. Practic, când ajung la liceu, copiii sunt deja formați, sunt deja... mai pui, într-adevăr, liceul adaugă categoric altceva. Dar rămân la părerea, poate că și vin dintr-o școală gimnazială, că rolul cel mai important revine învățământului gimnazial. Dacă nu punem bazele și nu facem noi lucrurile bune, greu de crezut că mai face ceva liceu. Știți, în școala gimnazială se pun bazele. De când sunt director, așa am văzut lucrurile, probabil așa le-au văzut și dascălii mei și probabil așa am fost formată și în liceu, urmând un liceu pedagogic. Este foarte importantă, important numai aspectul dobândirii unor cunoștințe. Este foarte importantă formarea copiilor. La noi în școală se pune un accent nemaipomenit pe asemenea activități, pe formarea pentru viață. Absolut tot ce facem. Avem ateliere de lucru, avem, deși în vara aceasta, dacă vreți, vă invităm, încercăm să facem o școală de vară, în colaborare cu o doamnă pictoriță, Daciana Ungureanu, cu care am organizat, dacă ați văzut pe Facebook, expoziții nemaipomenite și care a avut expoziții și în Austria. Da, e cunoscută. Da. Daciana Ungureanu, vrem să facem o școală de vară, pentru că în școala altfel am avut o zi a meșteșugurilor populare. Am adus pe domnul Rotaru de la Crasna să învețe copiii să sculpteze. Avem un război de țesut la școală. Au învățat copiii să țese și datorită fetițelor de la pictură, care mereu intră în acel război și încearcă să țese, învață să țese preșuri, am hotărât să facem această școală de vară. Țesut cu sărut, costume populare novăcene și pictură, tot inspirată din tradiție și am mai vrea noi, pe teme ecologice, design. Da, destul de interesant. Trei grupe vrem să facem. Interesant. Și asta se vor desfășura în timpul vacanței? În timpul vacanței. Suntem voluntari. Cadrele didactice care lucrează fără bani. Facem din plăcere. Ceva cum am făcut și seara aceea, tot din plăcere. Da. Da, foarte interesant, apropo de proiectul acesta cu seara și poate ne spuneți mai multe de el, tot ca, să zicem așa, ca experiență pentru alții, însă chiar a venit și un prim mesaj. Și spune cineva, așa vă și citesc, nu cumva e vorba de doamna aceea care are cu Transalpina programul de curățenie, întreabă cineva. Acum nu știu dacă de la Nova sau din altă parte. Deci, da. Apropo de acel proiect pe care l-ați inițiat în urmă cu mai mulți ani și care a avut foarte succes. Da, iată, 4 ani. Ce ne puteți spune despre acel proiect mai întâi și apoi ne întoarcem la seară? A fost o încercare de a educa. Nu numai copii. Aici am reușit. Copiii noștri care au mers în proiect și au fost de fiecare dată aproape 100 de elevi, e clar, nu mai au această problemă cu păstrare. Știu să păstreze curățenie. Am, bineînțeles, sunt și lipsuri. Ce mi-a plăcut cel mai mult? Implicarea comunității. A turiștilor. Am avut de la Carrefour România, doamna directoare, o salut, dar nu are cum a venit. Am avut de la... Să nu mai rostiți nume de firme, în general. Da, nu. Am avut, deci, turiști veniți la Rânca, care au mers pe Transalpina, au luat sacul și au mers cu noi la adunat de gunoi. Foarte mulți. Și au și avut ce să găsească din nefericire, avut, da? Da, munți de gunoi. Dar niciodată, ca anul trecut, am avut și mulți studenți, am avut și studenți din Germania care au venit pentru diploma de voluntar
da? Dar ca anul trecut niciodată, deci am plecat total dezamăgit de gunoaiele găsite în rând. Deci, mulți, sute de saci. E de lucru, e încă mult de lucru pe acest domeniu. Pe această parte de educație. Mult de lucru și cu domnii cabanieri. Categoric, că gunoaiele în pădure de acolo apar. Turiștii, să știți că parcă numai în locurile de parcare nu mai erau așa gunoaie. De la Rânca până la Obârșa Lotrului n-am mai avut probleme. Au fost, dar puține. Nici în Obârșa Lotrului. S-a schimbat Obârșa Lotrului. Cel mai greu ne-a fost de data aceasta pe la lacul Vidra, spre Transalpina Resort, acolo. Ne-au venit în sprijin cu școala Voineasa. Știți că noi... Și aveți parteneri, da, din mai multe județe. Voineasa, da. Școala din, o școală din Petroșani. Și ne-am întâlnit la Luncile Prigoanei, la Oașa, cu cei de la Șugag. Ei am înțeles că au avut și o zonă foarte dificilă. Vă spun, mașini de gunoaie, munți. Nu, inimaginabil, într-o zonă așa frumoasă. Eu m-am născut în această zonă și am făcut de mii de ori acea Transalpina cu piciorul. Cu piciorul. Pe vremea când era drumul regelui cel vechi. Da, cel care și nu se putea circula decât cu mașinile. Această Transalpina mi s-a părut că ne-a luat ceva din farmecul muntelui, sălbăticia aceea. Ne-a ușurat drumul, da, să trecem spre Ardeal. Dar au venit ceilalți care lasă mizerie. Ne-au invadat zona pentru noi. Contemporanul cu toate are și părțile bune, bune dar are foarte multe părți simt, care nu sunt atât de plăcute și de civilizate până la urmă cum ar trebui să fie. Probabil ați văzut că eu promovez foarte mult Transalpina. E foarte important pentru județul nostru să se dezvolte această cale de acces spre Ardeal. Foarte frumoasă, inimaginabil de frumoasă, mulți nu știu. Și noi cunosc toate secretele. Și apoi străzile celelalte, arterele, pe Valea Frumoasei, să ajung la Sibiu, foarte frumos, la Luncile Prigoanei, spre Șureanu, de la Poiana Muierii, spre Vârful cu Pătru, Vârful lui Pătru. Sunt niște trasee turistice nemaipomenite. Dar trebuie să le păstrăm. Noi românii trebuie să învățăm să ne comportăm. Să le păstrăm și poate chiar să le și promovăm. Da. Pentru că acum se promovează, Transalpina se cunoaște. Da. Bine, s-a promovat negativ foarte mult timp, că nu eram în stare să-i dăm drumul decât în august când se încheia sezonul, că nu așa am normal. Făcut acum 2 ani. Dar în fine, asta e prostia la românii, indiferent că e la guvern sau în altă parte. Da. Acum, problema e că vii pe Transalpina, dar de multe ori aceste trasee de care spuneți dumneavoastră și de care am auzit, nu sunt cunoscute de toți. Poate oamenii n-au o sursă de informație decât că e drumul regelui și nu știu ce. Dacă ar cunoaște, poate s-ar opri o măcar o noapte în zonă ca să facă un traseu de acest gen. Dar trebuie făcut o hartă. Da, cred o că hartă. Adică nu știu să există, dacă există. Există o hartă cu Transalpina, dar nu are toate aceste puncte. Păi nu, o hartă cu Transalpina știu că există. Problema e că aceste trasee nu cred nu că sunt, nu sunt, nu sunt delimitate e foarte trecut, clar. E delimitat lacul Gâlcescu. Da. Ieșirea spre Voineasa. Da, și să știți că proiectul cabaniștilor de la Rânca, în ceea ce privește unirea la Transalpina Resort cu pârtile de la Rânca, e un proiect măreț. Și acolo, dacă ați fost la Transalpina Resort, este nu. Da. Chiar la intrare, pe pârtie, este un panou care reliefează, care prezintă o schiță acestui proiect nemaipomenit pentru toată zona. Da, poate de asta nici nu știu de acel... Au și pârtie neagră pe Transalpina Resort. Adică e... Iar priveliștile sunt nemaipomenite de acolo, de sus, de la Benga. Da, am promis telespectatorilor că vorbim puțin de proiectul cu Sera, original prin învățământul gorjan, din ce știu eu, cred că sunteți singurii care aveți o asemenea nu idee. Nu știu, am mai citit de cineva la... Aici în Gorj? Nu, în Timiș, că au făcut un pod. În Gorj, da, în Gorj sigur sunteți singuri. Da, păi... Știți, în Olanda, când am fost odată, am văzut, aveau locuri de joacă pentru copii, din peturi, foarte interesante. Asta aș dori și eu în această vacanță să fac. Și ne-am gândit să le dăm pentru că să învețe copiii să lucreze pământul, e foarte important.
Sunt pasionată de agricultură. Din totdeauna am avut, probabil și datorită soțului, am avut solar. Și copiii trebuie să învețe de mine, să-și pună ei acolo. Acum, anul acesta avem ceapă. Anul trecut și luăm cultura, trebuie să... N-avem ce face, trebuie să o ducem la bătrâni, la căminul de vârstnici de la Hirișești, da. Și după aceea să punem, dacă se construiește școală nouă, trebuie să ridicăm sera de acolo, ne o mutăm. Foarte interesant proiect prin implicarea copiilor. Foarte. Deci au venit cu saci. Și acum, astăzi am primit un telefon de la o doamnă care spunea: doamnă, să știți că am la 300 de peturi acasă, nu vreți să le luați? Am tot 300 de peturi. Acolo, în sera aceea mică de 3 pe 4 metri, au intrat 2800 de peturi. Și am tot strâns, dar dacă se fac lucrări, sperăm să facem o seră mai serioasă. Dar sunt mari avantaje pentru un agricultor dacă reușește să strângă asemenea peturi. Un număr mare, pentru că apa intră printre sticle și când plouă și când e soare, e umbră. Foarte interesant. Da, și în același timp eficient din punctul de vedere Anul trecut vegetație. Am avut plante rădăcinoase, plante pentru rădăcină, cultivate de doamnele profesoare de biologie, pentru copii să le folosească la orele de biologie, deci ca un teren folosit pentru aplicații. Da, sunt multe, să zicem așa, situații interesante la Novaci legate de școala gimnazială. Sunt foarte multe lucruri frumoase care se spun despre școala gimnazială și despre liceu se vorbește frumos. Da, da. Există, apropo de tradiția învățământului novăcean, de care am mai vorbit în această emisiune, există foarte multe lucruri care se cer remarcate, foarte multe lucruri, se lucrează acolo, asta e principalul, se face carte în continuare. Ca și înainte de 1989, ca și înainte de al doilea război mondial, există o lungă tradiție în acest domeniu. Cum priviți acum, să spunem așa, și acum vorbim și cu managerul de școală gimnazială, noul plan cadru, care a fost în dezbatere, acum l-avem, de anul viitor ar trebui aplicat, dacă nu ar mai interveni schimbări, că la noi în România nimic definitiv nu rămâne definitiv, dar asta e altă... Mi se pare numărul de ore foarte mare pe săptămână. Deci elevii vor fi foarte, foarte aglomerați. 34 de ore e mult într-o săptămână. Asta înseamnă că la anumite clase, da, 34 pe maxim. Da, 34 dacă se merge pe maxim. Pe maxim. Chestie, da. Dar disciplinele, dacă vrei să faci opționale, noi avem opționale. Anul viitor, spre exemplu, avem educație sanitară și prim ajutor. Foarte interesant și foarte necesar. Da. În anii trecuți am avut lectura ca abilitate de viață. Și încercăm, noi ne dorim foarte mult opționale. Și vrem să mergem pe latura practică a învățământului. Chiar mă bucur de acest plan. Dar e problema programului copiilor. Dacă vrei să faci mai mult, copilul stă mai mult la școală. Păi sunt două discuții aici. Pe de o parte, există o teorie pe care a lansat-o inclusiv ministrul educației, Adrian Curaj, care vorbește despre faptul că există o cerință a părinților justificată? Ca copiii să rămână mai mult la școală pentru că altfel îi găsim prin restaurante, baruri, cafenele și localuri. Ori a doua variantă, și aici sunt alți părinți, care spun: nu, domne, copilul să stea cât mai puțin la școală, și știm că legea 1 venise, sau în momentul când a fost lansată de președintele Traian Băsescu, când spunea că vom avea acele 25 de ore la gimnaziu pe săptămână și 30 la liceu. Nu s-a mai respectat nici la învățământul primar cele 20, dar aici e problema. Care să prevaleze? Tendința de a sta copilul mai mult la școală sau tendința de a sta cât mai puțin? Din punctul meu de vedere, mai mult folosește copilul să stea mai mult la școală. Se pune problema mesei. Dacă am avea posibilitatea să le oferim copiilor masă. Nu corn și lapte, exclus. Exclus. Dacă veniți la Novaci și o luați de la monument pe strada Brezulescu, la prânz, veți vedea numai lapte aruncat. Păi aici ar fi foarte interesant, pentru că sunteți într-o zonă în care bănuiesc că fiecare copil are lapte acasă odată și cu siguranță e de o calitate mult mai bună decât cel care îl aduc... Mai sunt și care mănânc. Mai sunt care consumă. Dar foarte mult se aruncă. E o risipă totală.
probabil mai bine s-ar pune un bănuț la locația copilului. Și părintele ar mai cumpăra ceva. Dar masa de prânz, ceva. Să aibă copilul să mănânce și după aceea să rămână la școală să facă activități. Sunt foarte multe țări care fac așa. Deci ar fi o idee, ar fi o soluție. Foarte bun. Și sunt și în România școli. Acele after school, care au after school, da, la asta vă referiți. Da, da. Am avut un parteneriat cu școala 143, cred că într-un sector, pe unde este domnul Vanghele, era domnul Vanghele primar acolo. De sectorul 5 la sectorul București. Sectorul 5, da. Și veneau copiii, la început le-a dat masă primarul, au organizat. Și după aceea n-am mai putut, probabil, primăria să subvenționeze acest lucru și veneau cu caserolă copiii. Au luat și firmă de catering, deci au încercat. Și după aceea rămâneau copiii, dar rămâneau să-și facă temele. Cu acest lucru nu sunt de deci dacă se lucrează, ori se face programa școlară împărțită, așa aș vedea, 4 ore, 5, să lucreze copilul de dimineață, o pauză de o oră. Așa am văzut, am vizitat liceul de informatică din București, turcii, unde au... Da, am auzit. Așa programau. Da. Deci, la 12 s-au terminat ore, 12 jumătate, că încep orele la 8:30. Pauza de masă, o jumătate de oră și începe programul de după amiază. Și într-adevăr au foarte multe opționale, își permit. Și pregătirile și au laboratoare, dar costurile sunt foarte mari. Pentru un părinte nu poate să... greu, îți permiți. Da, în alte bine, la noi în România, în alte țări, există acest efort pe care îl face chiar învățământul public. Da, deci statul face foarte aceste eforturi. Foarte important ar fi. Foarte important. Asta ar trebui să însemne efortul statului în educație, pentru că spunem că educația națională este o prioritate. Nu se vede asta în alocațiile bugetare, nu se vede în investițiile în școli, nu se vede nimic. Și poate măcar un efort de genul ăsta care ar crește atenție. Și industrie, nu neapărat industrie, dar serviciile. Deci gândiți-vă că ar fi pentru firmele de catering care să aducă mâncare. Categoric. Ca să nu mai vorbim de alte mâna lucruri. De lucru. Da. Categoric. Și se pot face lucruri care să promoveze zona. Am impresia că vorbim prea mult de tradiție. E categoric la nivel de țară. Ne vorbim, dar am rămas cu vorbele. Și nu încercăm să salvăm ceea ce a mai rămas din adevărata tradiție locală. Nu știu în alte zone, dar la noi este o tradiție vis-a-vis de păstorit, de simpla rețetă a producerii brânzei, cu produse total naturale. Lucrurile astea mai sunt câțiva. Știți, eu am învățat de la mama mea. Dar câți mai știu? Se duc, cumpără acel cheag din... Nu mai este naturală, nu? Dar există rețete, bătrânii le au, trebuie să facem cumva, să învățăm de la ei. Apropo de aceste exemple, în Polonia, la Blajnostok, la undeva la 300 km nord de Varșovia, am văzut un muzeu, chiar în acest oraș, un muzeu al satului, ceva gen curtișoara la noi, mult mai amplu, mult mai mari distanțele. Da. De fapt, era un sat în adevăratul sens al cuvântului, în care cei care mergeau puteau să vadă cum se face, să participe la cum se face brânza, cum se face cașcavalul, cum se face, se fac diverse lucruri, puteau să guste, puteau să și cumpere dacă își doreau neapărat produsul acela în cantitate mai mare, deci degustat nu era problemă. Da. Deci lucrurile acestea se învață și păstrezi și tradiția, conservi și satul respectiv. Exact. Pentru că cei care erau acolo, am întrebat, nu știau nici cei care au fost cu noi, gazdele noastre, cum s-ar spune, dar bănuiesc că nu o făceau degeaba, adică era ca un serviciu, în sensul că arătau vizitatorilor chestia aceasta. Da. Cât de mult s-ar face și la noi, măcar așa, dar cum sunt zone în Gorj și cum aveți în zona Novaciului, cred că s-ar putea găsi cumva aduse la un loc câteva gospodării, nu știu cum să zic, adică să poți sau să fie aduse la undeva într-o zonă, eventual pe Transalpina sau ceva de genul ăsta, în care să poți să faci asta. Există deja ideea cu stânele, cu toate chestia asta, dar e mai degrabă restaurant decât altceva. Exact. Și cred că ar trebui mai mult să punem acest... Mai multe probleme de educație. Da. La noi totul e comercial. Din păcate. Păi cam asta am făcut din 90 încoace. În afară de comerț n-am prea făcut nimic, în general vorbind.
Deci totul e comercial, educația nu poate fi comercială. De acord cu trebuie să se găsească niște resurse încât omul care vrea să facă așa ceva, să-l ajuți, tu stat român. Dă-i o șansă. Pe cusături. Pe cusături populare. Din păcate, la acest festival de folclor, eu sunt pasionată de... Am făcut și o școală de învățătoare maestre. Am văzut, nu mai erau lucrurile țesute, știți, șoarțele țesute, cum șirurile acelea luate din comerț, panglică, cusută. Deci, la ei, la fel. Deci, tot s-a înțeles modernizarea într-un sens nu prea bun, nu prea fericit. Nu prea bun. Da. Din la noi, spre exemplu, formația de dansuri, noi avem copii cam în jur de 190 și ceva, aproape 100 de copii vin la dansuri. Și din acești 100 de copii, toți au costumele lor. Avem chiar și un copil de origine arabă, care mereu el își caută pantalon pentru că el crește. Nu, dar ave, costumele noastre. Da. Și eu am acasă costume, toată familia are costum popular. Da, dacă ar fi și zona Novace, aveți o tradiție în sensul ăsta de a păstra din... Da. De la copii, de la părinți la copii, de la bunici la părinți la copii, aceste costume, aceste dovezi ale trecutului. Din păcate, în foarte multe sate din Gorj a dispărut această, această tradiție. Ca să nu mai vorbesc că România a început să uite acele tradiții cu care suntem unici în Uniunea Europeană. Da. Poate, deci francezul, dacă vrea să vadă de niște tradiții de genul ăsta, vine în România. Da. Nu, nu chestii de genul ăsta artificiale sau create, apropo de... aceste costume făcute la normă sau făcute la mașină, sau, nu la da, la serie până la urmă. Suntem într-o situație foarte ciudată în foarte multe concursuri și nu mai vorbesc de emisiuni de televiziune, se vede că costumele acelea nu, nu sunt autentice. Da, da. Sunt niște costume făcute așa. Tot mai puține femei știu să coase. Mama mea are 78 de ani și iarna trecută i-a cosut nepoatei. Are deja trei ei, noi le zicem ciupag. Da, la Novace, ciupag, da, da. Are pe toate categoriile de vârstă și când va fi și fetele. Toată lumea are costum. Mare lucru. Costum de bâncă. Știm și noi să coasem. Și una dintre fete este pasionată. Aș vrea să fac așa ceva. Încercăm cu această școală la bară. Să învățăm fetele. Au uitat. Ar mai fi o chestie, apropo de, ați făcut-o și o faceți ca pe voluntariat, dar poate încercați, apropo că așa toți zicem în toate domeniile, că se putem accesa fonduri europene. Cred că pentru aceste lucruri s-ar putea face, măcar nu neapărat pentru ce spuneți dumneavoastră acum, dar ca idee pentru valorificarea tradițiilor și obiceiuri, cred că s-ar putea lua fonduri europene. Să facem și zona Novaciului, zona Rânca, tot vorbim de asta, unde sunteți dumneavoastră, cred că ar putea face foarte multe lucruri, mai ales că e și Transalpina, deci ai beneficiarul direct în același timp să vadă cei care vin turiștii. Bun, vin, pot să, nu știu, servească ceva la Rânca, dar dacă vin în Novaci, tradiții, obiceiuri, dar numai dacă sunt oierii sau ceva de acest gen. Deci n-au un atunci, muzeu. Deja nu mai sunt tradițiile cum erau. Da. Ar trebui cosmetizate. Ar trebui să, nu știu, să găsim și un muzeu al satului în zonă, cred că ar trebui făcut ceva de acest gen. Avem la Rânca un muzeu, dar nu este, cred că la domnul Predică Cuțuliga acolo, dacă ați vizitat. Da, știu că am și filmat acolo când încă trăia domnul Cuțuliga. Da, un om nemaipomenit. Dacă s-ar putea face ceva să se păstreze lucrurile. Personal, sunt colecționar. Problema e că dacă s-ar face în casa, e mai accesul, cred că ar fi o problemă. O problemă acolo, da. În sensul că îl găsești mai greu. Pentru novăcenii ușor, dar pentru cei de vin de afară s-ar putea să nimere mai greu, mai ales cum facem noi, știți, acele indicatoare și toate celelalte. Da. Dar în același timp, cred că ar trebui făcut ceva de acest gen, pentru că sunt foarte multe lucruri care se cer conservate și bun, faceți aceste lucruri la școală, salvați novăcenii care vor păstra tradiția, dar nu cred că vom reuși să le vadă și ceilalți din afara zonei, pentru că ar fi mare lucru ca cei care vin și turiștii, efectiv, poate ar vrea să cumpere acele ii de care se comercializează în vest cu foarte mulți bani. Da. Eu, nu știu, în anii trecuți pe Transalpina mă studiez că n-am văzut asta. Dacă sunt... Dar sunt făcute, aduse din China. A, da, deci nu, acele industriale, acele le-am văzut. Nu, populare. Da. Sunt sau nu sunt? Nu. Eu n-am văzut. Nu. Nici bine, măcar o păpușă îmbrăcată în costum tradițional.
Deci cusut așa cum trebuie. Nu, da. Din păcate. Din păcate. Am văzut, a zis de Polonia, acolo aveau la o... tot într-un centru din ăsta turistic, tot cu un proiect am fost, aveau cu pâinea pentru turiști. Un cuptor de țară undeva mergea da, și ne-au dus acolo, da? Copiii care erau... În muzeul ăsta era și cuptorul de pâine, erau toate. Și stupide pentru miere și toate celelalte. Da, plămădeau, deci puneau pâine, se jucau până creștea coca și la urmă o modelau. Și un cuptor, chiar nu m-am văzut până acolo, cu totul original, așa, în pământ, săpat. Dar se poate face la noi cu țestul. Da, și este tot, e chiar tradițional cu ocazia asta. Da, da, sunt multe lucruri. S-ar putea face multe lucruri și, din păcate, într-un fel sau altul, ei nu se pierd. Generațiile trec, cei care știți sau știm ce a fost în trecut, ajungem spre, spre retragere, spre a pune creta în cui sau ceva de genul acesta, iar cei care vin după n-au de unde să știe, pentru că n-au trăit vremurile respective. Da. Iar dacă n-avem această trecere de care vorbeam, e o mare problemă. Știți, sunt recunoscută printre copii, dansatorii, cu ei petrec foarte mult timp, cu bazmaua pusă ca la novaci pe cap, deci vorbeam de tradiție, sau șorțul. Cum se pune? Cum se pune catrința? Și toți vin. Trec înainte de a intra în spectacol la rând. Să se vadă dantela, să se vadă fusta, ciucurașul de la șorți unde să fie. Și cum se face? Deci sunt niște lucruri minore pentru altcineva. Dar care spun totul despre costum și despre tradiție. Suntem pe ultimele 2 minute ale emisiunii. Ne întoarcem la școala pe care o conduceți. Vorbeați de planuri de viitor, veți avea o școală nouă. Ce alte planuri de viitor aveți? Că văd că sunteți pline de idei. În primul rând, cu școala aceasta încercăm și după aceea am de gând, dar nu o spun aici, să propun domnului primar să ne sprijine să facem ceva și cred că ne va sprijini, că întotdeauna ne sprijină. Viitor. Anul trecut a fost, n-am crezut că vom reuși, dar am reușit o grupă cu program prelungit. La grădiniță. Da. 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 Și anul acesta avem cereri, nu mi-am imaginat. Iar avem cereri pentru altă grupă. A, deci pentru a doua. A doua grupă, da. Și acum deja avem probleme cu spațiu, stăm să ne ocupăm, dar precis găsim cu domnul primar, de fapt s-a lucrat și la un proiect pentru o altă grădiniță. Proiecte sunt pentru că, din fericire, a crescut numărul copiilor în grădiniță, la noi. Deci în zona Novaci n-aveți o problemă cu... La grădiniță, nu. Am avut o perioadă la Pocioveliștea, că este de o școală excepțională zona aceea. Avem acum, se construiește și ați văzut un nou teren, da? Și este o școală extrem de liniștită, plăcută. Avem microbuze, dar încercăm acolo să se... Dacă se va da drumul la baza aceea, e aproape gata. Baza sportivă. Încercăm, asta ar fi acum, să vedem școala aranjată, sigur că ne dorim mai multe calculatoare, să știți că vreau să le mulțumesc acum domnilor de la Obști, pentru că acești oameni, de când sunt eu director, mi-au stat umăr la umăr toți. E foarte important. Foarte important. Vă spun, acum mai nou au cumpărat calculatoare pentru învățători. Sunt multe de spus, cu siguranță poate mai putem eventual în vară sau în toamnă să mai continuăm această discuție. Ne spuneți și ce ați făcut pe timpul verii cu acele proiecte. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vă așteptăm acolo. A fost școala gimnazială Novaci, se reprezentă la nivelul directorului plin, pentru că există și director ajuns la această școală, e o școală mare. Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție, la revedere!